seara. Ați fost convocați la ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna noiembrie 2017 prin dispoziția primarului numărul 354 din 15 noiembrie. Sunt prezenți 12 consilieri locali din cei 15 în funcție, lipsesc 3 consilieri locali. Ședința se poate desfășura în condiții normale. Îl rog pe domnul președinte să preia conducerea. Da, da. Propun primatul să votăm procesul verbal din luna trecută. Dacă sunt obiecțiuni la procesul verbal. Comisia? Nu, dacă nu sunt obiecțiuni, se supune la vot. Poate să pună la vot. Unanimitate. Da. Pentru ordinea de zi, au apărut 3 suplimentări în motivul de ordinea de zi. Este vorba despre proiect de hotărâre privind acordarea creditului gratuit a dreptului de uși și servitude către SECE Delgaz GRSRL pentru suprafața totală de 550 metri pătrați teren intravilan situat în orașul Slănic, Moldova. În vederea executării lucrării modernizare LES 20 kV Slănic, Moldova și așa mai departe, mai multe lucrări. S-a discutat la ședința de comisie. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Slănic, Moldova ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri și proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 8-5-2017 privind desemnarea reprezentanților orașului Slănic Moldova în adunarea generală a asociațiilor la SCA, PASEP, Salubrizare, SRL. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu aceste 3 puncte, cine este pentru? Unanimitate. Supunem la vot întreaga ordine de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Și trecem acum la punctul 1. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri cu cheltuieli al unității administrative teritoriale Slănic Moldova, inițiator Baciu George, primarul orașului Slănic Moldova. S-a discutat la comisie. Am vorbit ieri. Este o formalitate, practic. Dacă sunt discuții. Putem avea dispunere. Comisia. Aviz favorabil. 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 Se supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor rezultate în urma departajării conform criteriilor cadru și solicitărilor de locuințe pentru tinerii destinate închirierii construite prin Agenția Națională pentru Locuințe. Inițiator, Baciu George, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă sunt discuții. Avizul comisiilor. Favorabil. Favorabil. Se supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Deci la punctul 3. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin locuințe publice a căsuției comerciale numărul 13, situată în Slănic Moldova, Alea Cascani. Inițiator Baciu George, privind primarul orașului Slănic Moldova. Prin licitații, nu prin închirieri. Da, s-a discutat ieri la comisie și acest fond de adeziv. Licitație publică, da? Da. Greșită, da. Este greșit textul, dar prin licitație. Eu am varianta prin licitație. Da, asta e închiriere. Închiriere prin licitație. Închiriere prin licitație. Aprobarea închirierii prin licitație. Da. Da. Nu e o problemă, da. S-a eliberat căsuța, trebuie să o închiriem repede să mai aducem niște bani la primărie. Luați-le bani. Sperăm să avem clienți. Luați-le bani. Comisia? Vreau să stabiliți propuneri de consilieri pentru comisia de licitație, așa. Cine este pentru? Nu facem două propuneri. Contra. Cum așa era. Deci așa cum s-a procedat și anterior, regulamentul prevedea ca din comisia de licitație să facă parte și 2 consilieri locali. Dacă... La ultima am fost eu cu doamna vice. Deci da. La ultima... Da. La NL-uri? Bun, faceți propunerea. Da, propunere. La NL-uri, sunt căsurile comerciale. Da, da, a fost. Faceți propuneri dacă avem mai mult de 2. Să rămână aceeași comisie, dacă nu. Doamna vice... Rezerva este ca. Deci, domnul Moraru Gabriel și domnul Rotaru, mai sunt alte propuneri?
Atunci supunem la vot cele două propuneri, dacă nu doar două propuneri. Cine este pentru? În bloc. Se supune la vot întregul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumim. Trecem la punctul următor. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări în avietei cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar pentru luna septembrie 2017. Inițiator Baciu Gheorghe, primar orașului Slănic Moldova. Cum e? Dacă sunt discuții. Comisia? Favorabil. Cine este pentru? Cont? Unanimitate, da? Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru o perioadă de cel puțin 3 luni. Calendaristice începând cu luna decembrie 2017. Am o propunere, să lăsăm ultimul punct ăsta și să mergem pe cele 3 adausuri la ordinea de zi. Asta e foarte mare. S-a votat așa. De asta e ușor. Vine vorba de ușor. Hai să și votăm. Din momentul în care va fi ales noul președinte, Nu. Eu nu pot să votez. Punctul numărul 6. Informarea Consiliului Local asupra modului de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local adoptate în perioada lunii iunie 2016-octombrie 2017. Da, ați primit și informările în scris. Sper că nu sunt... Dar s-au făcut informări la fiecare. Da, dar și peste. Altă dată am făcut și informări altele, adică suplimentare. Comisia? Nu, asta nu. Mai nu. Da. Este informare, practic nu este un... Suplimentările. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit al dreptului de uz și servitude către SC Delgaz Grind SRL pentru suprafața totală de 550 de metri teren interval intitrajivan situat în orașul Slănic Moldova în vederea executării lucrării intervilan situat la data asta așa modernizare LES 20 de kW Slănic Moldova step 224. Bun. Aici aș face eu câteva... În primul rând că este... suntem obligați prin lege să oferim acest teren provizoriu pentru că să înlocuiască linia de 20 de kV. Este vorba de terenul afectat de partea subterană aici la noi în localitate. Dar aș vrea să amintesc faptul că în anul 2017 s-au făcut lucrări importante privind îmbunătățirea calității liniei de 20 de kV, s-au schimbat izolator, s-au făcut niște separatoare suplimentare, adică se vede că există două posturi de transformare noi și alte lucrări care au adus la îmbunătățirea... Ca dovadă că nu s-a mai întrerupt situații care stricau instalații electrice. Și asta este important de reținut și sigur noi vom face demersuri în continuare către furnizorul de energie, nu atât furnizorul cât firma care întreține. Că știți că acum furnizori sunt mai mulți de energie, dar firma care întreține aceste rețele este una singură și sper să colaborăm în continuare bine să asigurăm o calitate a curentului electric. Și acum ce schimbă cablurile subterane de aici în stațiune? Da, sunt trei porțiuni. Este o porțiune de la pârtie prin spate de la pârtia deschid, de la postul de transformare de la Cerdac. Exact acolo este postul de transformare până aici la poliție. Și un cablu de la postul de transformare din spatele grădiniței, de lângă grădinița de Mărunțica de aici, până la postul de transformare de lângă Aneleuri. Cablurile alea sunt pe sub garaje,
A fost, dacă vă amintiți, anul trecut, o defecțiune a fost chiar într-un garaj unde au construit două baie. Da? Și acum se modifică amplasamentul, că acum nu mai poți să treci pe sub garaje. Și bineînțeles că terenul ăla este lângă drumul, lângă căile de acces, nu are cum să ne afecteze pe noi ca și, să zicem, că am stricat noi teren pentru treaba asta. Și odată cu asta se vor îmbunătăți și posturile de transformare și inclusiv postul de transformare din incinta hotelului Perla a fost modernizat și se fac lucrări în continuare pentru stațiunea noastră să nu mai avem probleme. Comisia? A zis favorabil. Cine este pentru? Favorabil. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Slavii Moldova ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri. Bun. Aici noi vrem să cumpărăm energie pe bursă. Este probabil să cumpărăm. Adică încă nu am stabilit, până noi mai avem, s-a prelungit contractul de furnizare a energiei până la 31 decembrie și trebuie să fim pregătiți să facem un contract nou pentru cumpărarea energiei electrice. Și pentru că până acum a fost cam limitată piața, acum este deschisă, mult mai deschisă decât până acum și ne propunem să analizăm și posibilitatea să cumpărăm de pe bursă. Și atunci, să fii membru afiliat nu înseamnă cost, înseamnă doar o minimă obligație. Da, ca să condiția să aibă primărie astfel de specialiști ca să poată să urmărească bursă și să fie... Nu, se cumpără o dată pe lună. Adică o dată pe lună el îți comunică prețul și contractul semnează foarte simplu. El spune cum e roborul. Eu nu asta... Eu încercam să văd utilitatea pentru... primării, adică trebuie chiar... E vorba de economie, nu? Nu, dar furnizorul va fi tot o firmă privată, dar care va factura pe baza unui contract care va include că la întâi a fiecărei luni bursa stabilește prețul X de energie, la care se adaugă cum e roborul, cu procentul de distribuție și ce mai este... că este costul de achiziție și costul de distribuire a energiei. Și atunci ele se duc... Există riscuri în ca și la euro. Există riscul să crească. Bun, dar noi astăzi, făcând acest lucru, ne deschidem, nu numai pentru energie, nu se știe, peste fiind membru acolo, poți să cumperi de pe bursă altceva. Nu știu. Nu avem noi acum bani să cumpărăm de pe bursă foarte multe lucruri, dar este necesar să... Eu susțin să aprobați acest lucru ca să fim pregătiți pentru orice eventualitate. Comisiile? Aviz favorabil. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 62 din 0805. 2017, privind desemnarea reprezentanților orașului Slănii Moldova în adunarea generală a asociațiilor SC APASIER Salubrizare SRL Slănii Moldova. Da, aici aș vrea să fac precizarea că nu este un conflict de interese ca în continuare domnul viceprimar să fie membru în adunarea generală. Da, întrucât dumnealui are sarcini din partea primarului de a monitoriza, de a coordona, de a se implica în partea asta de tehnică, atunci am considerat că ar fi util ca membru în adunarea generală să fie o altă persoană, mai mult pe criterii de moralitate, nu pe criterii de conflict de interese. Povestile? Nu, propuneri. Da, îl propun pe domnul Rotaru Mihai. Mai sunt alte propuneri? Îl propun pe domnul Mocanu Liviu. Nu, da. Da, da. Te spuneți dacă sunteți de acord sau nu. Păi nu sunt de acord și să vă explic din ce motiv. Împreună cu domnul Benoni m-am angajat voluntar să mă ocup de problema asta. Asta a fost propunerea mea inițială. Și eu aveam la competență, adică a lucrat în sistem și știe despre ce e vorba. Iar echipa de tehnică, practic, este zilnic. Domnul viceprimar este aici și nu știu dacă l-ați văzut în ultima perioadă, dar mai mult
stă cu meseria și acolo în teren și astăzi a fost pe strada Bradului, defecțiuni și așa mai departe. Încercăm să le rezolvăm și să le prevenim. Și domnul Ocanu este suportul nostru tehnic, dar când i-am propus dumneavoastră personal acest lucru, a spus, domnule, eu mai am niște treburi de rezolvat, vă susțin, o să fiu în continuare suportul, dar nu... Aga se întâlnește lunar, sunt niște lucruri de făcut acolo și... Da? Atunci, rămânem cu o propunere, nu? Mai sunt, da? Mai sunt alte propuneri? Supunem la o propunere pentru ca domnul Rotaru Mihai să fie reprezentantul acolo, unanimitate. Diverse. Nu am voie să mă votez. Mai adu-mi și pe voie. Poate să fie. Bun, are voie să mă are voie să se voteze. Da, ca și pe ceaprimarul și... Sigur. Dacă vreți, cu apropo de regulament, de anumite aspecte, e bine de discutat la ședința asta. Noi ieri în comisie am discutat despre profesionalizarea cumva acestor ședințe și să încercăm să discutăm pe subiect. Închidem ședința și după aceea toate problemele pe care dumneavoastră le aveți față de primar, față de conducerea primăriei, față de primărie în general, să le discutăm ca o problemă nu suplimentară la ordinea de zi, ci ca o problemă a comunității. Și eu vă stau la dispoziție în așa fel încât aceste comentarii și aceste chestii să nu apară să nu apară în public ca o... Este și modelul, urmăriți și celelalte ședințe, este și modelul celelalte primării. Propun să închidem ședința.